mergem către alții nealterate, așa cum sunt ele, ne-ar păzi mai cu grijă Carpații în drumul nelung către stele. Vă mărturisesc că întotdeauna am avut, așa cred că în subconștient, aceste versuri ale poetului botoșnean Mircea Juncănaru și faptul că am crescut într-un mediu în care s-a cântat, s-a dansat, am învățat într-o școală unde exista o formație de dansuri cu tradiție. Cred că toate aceste lucruri mi-au sădit în suflet dragostea pentru folclor, dragostea pentru frumos. Și dacă Dumnezeu a dat să ajung învățătoare, mi-am propus să le sădesc și în inimile copilașilor care îmi trec prin mână dragostea pentru autentic și dragostea pentru cultura noastră națională. Poate unii dintre dumneavoastră știți, copiii din Vlădeni îmbracă cu plăcere bortul popular, scotocind așa prin cuferele bunicuțelor, am găsit niște bundițe pe care le-am refăcut sau pe care le-am luat drept model. Am găsit cămăși obosite de vreme, cărora le-am dat față nouă. Multe bunicuțe din Vlădeni au cusut și încă cos cămăși pentru nepoței lor. Multe doamne s-au apucat de cusut și vă invităm de Paști la Biserica din Vlădeni să-i vedeți pe acești copii cântând cântări pascale în cele mai frumoase straie populare autentice. Copiii din Vlădeni cântă cu drag colinde de Paști, colinde de Crăciun, dar au îmbrățișat și meșteșugul colierii ouălor, meșteșug pe care eu însă, aflată într-un schimb de experiență la Paltul, în județ Suceava, l-am descoperit la 30 de ani, să spun. Locuitorii din Paltul nu se numesc puțuri sau puțani, își spun eu, ei. Și cum eu sunt căsătorită în puțani, am spus că neapărat trebuie să existe o legătură între aceste două localități. Puțanii din Puțani, puțăneii din Puțani, aveau costume asemănătoare celor din Paltinu. Am cercetat dacă și la noi a existat acest meșteșug al încondierii ouălor și am fost plăcut surprinsă să descoper că da, la Bebuiești, la Vlădeni, la Mândrești, odată se încondeia, se foloseau motive simple, dar care în timp s-au pierdut. Și am spus, haideți să le readucem la viață, așa cum am adus cămașa, cum am adus bundița, să aducem și acest meșteșug. În prezent, cred că în jur de 15 copii stăpânesc foarte bine acest meșteșug. De-a lungul anilor au participat la numeroase concursuri, evident copiii se perindă, cresc, pleacă de la noi, dar sunt câștigați, știu, pentru ei, pentru casa lor, vor ști întotdeauna cât de Paști este frumos să pui pe masă un nou muncit, un nou închistrit, un nou încondeiat.